Consilierii municipiului Fetes s-au reunit în ședința festivă de final de an. Înaintea dezbaterii proiectelor de hotărâre, aceștia au fost colindați de copii de la școlile din municipiu. Personajul surpriză a fost Moș Crăciun, care a împărțit copiilor daruri. Autoritățile locale s-au angajat în fața celor prezenți ca municipiul Fetes să aibă cel mai curând o casă de cultură pentru organizarea într-un spațiu adecvat a celor mai importante evenimente. Este o zi specială pentru că avem multe grupuri de colindători. Avem colindători de la Casa de Cultură, de la Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Școala Gimnazială Aurel Vlaicu și elevi de la Liceul Tehnologic Angel Salimi. Însă avem și o surpriză pentru colindători și pentru toată lumea de aici prezentă. Pentru toți copiii și pentru toată lumea a venit în Fetești Moș Crăciun. Haideți să-l primim așa cum se cuvine pe Moș Crăciun. Haide, Moș Crăciun, vin aici la copii. Eu cu copiii mai mult am treabă acum. Vă rog să mă... Copiii, ați învățat ceva pentru mine? Da! Vreau să vă aud. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierinu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierinu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Că am plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare. Sărbători fericite, cu împliniri, bucurii, să lăsăm tot trecutul în urmă și să ne gândim la viitor cu bine. Sunt impresionat și mă gândesc că la ce am văzut aici, nu știu unde au fost ținuți acești copii. Cred că numai un cerc restrâns a văzut activitatea asta culturală.
Eu n-am avut bucuria să particip la asemenea activități culturale, consider că e o activitate culturală, și mă gândesc de ce oare nu avem o casă de cultură. Pe mine m-am deja, după primul cântec aici, prezentat de copii, m-am și gândit, mă oblig, ne obligăm, cei care suntem în Consiliul Local, să facem tot posibilul să avem o casă de cultură frumoasă, unde să putem aduce, cred că sunt mulți mai mulți copii, dotați, minunați, care ne pot prezenta un asemenea spectacol. Eu, pe cuvânt, sunt emoționat și plăcut, încântat de ce am văzut. Și facem o casă de cultură. De la 1 ianuarie, echipa care o avem în primărie ne ocupăm de casă de cultură. Obligatoriu de să facem o casă de cultură. Poate la anul avem sfârșitul de an într-o casă de cultură. Autoritățile locale au premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2016. Acestea au primit diploma cea mai longevivă familie și felicitări din partea primăriei pentru anii petrecuți împreună și pentru contribuția adusă societății. Când veți împlini 60 de ani de la căsătorie, să fiți în acea casă de cultură nouă, frumoasă, cu spectacole deosebite și cu premii pentru dumneavoastră. Eu vă felicit pentru ceea ce ați făcut pentru municipiul Fetești, că sunt sigur că ați contribuit la dezvoltarea municipiului. Îmi pare rău că în ultima perioadă municipiul nu a mers pe o treaptă, a mers așa în decădere și sper și doresc să fiți alături de noi când Feteștiul o să arate mult mai frumos decât arată acum. Vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte despre anii noștri pe care i-am petrecut, nu ai mei personal, al celor care au să sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie. Spre deosebire de trenurile pe care domnul primar le-a păstorit, va fi vorba despre trenul vieții prin care noi am urcat. Un tren lung ne pare viața. Ne-am trezit în el mergând, fără ca să ne dăm seama unde ne-am urcat și când. Fericirile sunt halte unde stă câte un minut, unde trenul vine, pleacă, noi nu știm ce am petrecut. Mulți copii se urcă veseli, i-am privit pe toți urcând, dar câte un bătrân coboară rost de boală gârbovit. Va veni odată vremea să ne întoarcem înapoi. Ce n-am dat atunci o clipă să vedem ce am fost și noi. Mulțumesc! Vă mulțumim, bine că am ajuns până la... Se pregătește Romanul Ion și Florica. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Fetești, operatorului regional Seceraja S.A. în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivului din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apuzată în area de operare a Seceraja S.A. Constanța în perioada 2014-2020, a fost scos de pe ordinea de zi ca urmare a unei adrese din partea Prefecturii Județului Ialomița, pe motiv că autoritatea publică locală nu poate institui o astfel de măsură. Primăria Țăndărei a fost o hotărâre similară, hotărârea 20 privind darea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Țăndărei, operatorului regional Seceraja S.A. Iar prefectura face niște aprecieri și propune spre reanalizare această hotărâre și vă spun pe scurt punctul de vedere al prefecturii Ialomița. Spune așa, legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, prevede că la articolul 5 aliniat 2, că operatorii de utilități publice, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de natura capitalului sau țara de origine, au pentru aceste servicii de utilități drept de trecere asupra terenurilor afectate de sistemele de utilități publice.
Dreptul de trecere se exercită cu titlu gratuit asupra terenurilor aparținând statului sau unităților administrativ-teritoriale pe toată durata furnizării prestării serviciilor de utilități publice. Activitatea de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, delegată operatorului SECE Raja S.A., se circumscrie categoriei serviciilor comunitare de utilități publice, având în vedere aceste prevederi legale, apreciem că autoritatea publică locală nu poate institui o astfel de măsură în condițiile în care operatorul are deja recunoscut prin legislația în vigoare un drept de trecere cu titlu gratuit pentru efectuarea de lucrări de execuție, reabilitare sau extinderea a infrastructurii de apă și apă uzată pe toată durata existenței sistemului de alimentare. Și propun reanalizarea acestei hotărâri. Așa au prezentat domnul de la prefectură, este corect, dar eu din ce am înțeles în niciun caz nu se încalcă cadrul legal, ci este mai mult baza unei astfel de hotărâri. Este adevărat, dreptul de servitute, drept de trecere, toate este în legea 51 și toate stau la baza unui singur lucru, se numește ghidul care a fost negociat cu Comisia Europeană și baza care ne accesăm fonduri. Toate documentele care noi le-am cerut sunt prevăzute în ghid, în baza care noi avem dreptul să obținem bani. Este foarte simplu. Dacă nu vom avea declarație și hotărârea de Consiliu Local privind punerea la dispoziția terenurilor, nu se vor îndeplini criteriile de obținere a fondurilor europene și, prin urmare, nu se vor putea realiza investițiile. Nu că nu ne dorim, nu că avem ceva cu ATE-ul Fetești, pur și simplu nu se îndeplinesc criteriile agreate între România și Comisia Europeană. În ceea ce privește fondul problemei, din nou, mi se pare că nu este o problemă, ci este un cadru care susține să se dea această hotărâre. Proiectul e pe 6 județe. Este singurul județ unde aud o asemenea poziție. Vedeți, a apărut situația la Țăndărăi, am primit această notă și n-are rost să ne alungăm așa unul pe altul. Ne luptăm și vrem să promovăm acest proiect, dar suntem 2 ani mai târziu de când el a demarat. Și în continuare nu avem documentele care se referită să discutăm în Comisia Europeană și nu mai e timp de implementare. După care o să apar, nu discut de culpe și nu e vorba de culpe, că nu asta e problema. Rezultatul va fi același. Nu vom avea timp să facem lucrările sau, și mai rău, vor fi de proastă calitate. Și atunci mai bine nu le mai facem. Vreau să înțelegeți un aspect. Hotărârea de Consiliul Local vizează două elemente, oportunitatea și legalitatea. Ori prefectura vizează, ne stabilește aceste două lucruri, dacă acest proiect este oportun și dacă este legal. Ori recomandarea prefecturii este în sensul că acest Consiliu Local nu poate să legifereze dacă există în lege deja prevederea respectivă. Iar ghidul dumneavoastră nu poate să fie peste lege. Ghidul trebuie să fie în concordanță și cu legislația română. Peteștenii la fel vor să știe. De la 1 ianuarie se va majora prețul cu 10%. La societate ați luat în calcul o reducere a prețului? Pentru că în toate discuțiile cu toți reprezentanții dumneavoastră au spus că chiar dacă e strategia aprobată, e posibil să și scadă prețul. Spuneți-ne, noi ce le spunem feteșenilor când ieșim pe stradă? Ați fost aici și vor să vă audă, vor să știe. Ce se întâmplă? Am răspuns cele două probleme. Aș putea să dau răspuns, dar din rezerva faptului că am fost aici invitat să discut de hotărârea de Consiliu Local pentru punerea la dispoziția terenului. Și pentru că nu am avut o discuție cu conducerea viitoare la celelalte probleme, nu vreau să mă pronunț astăzi aici. Vom discuta și vă furnizăm un răspuns la ce înseamnă strategia tarifară și remedierea celorlalte probleme aferente la proiectul care s-a e pe curs de finalizare. Ați înființat asociații de proprietari ale Luraj, asociații foarte mari în Fetești, pentru ca să nu vă poată da în judecată asociațiile de proprietari pentru că plătim apă epurată. Vreau să întreb reprezentanții Raja dacă cunosc despre această campanie. Deci, în factură apare și acest mesaj. Un pachet de țigări, 16 lei, egal 4.000 litri de apă potabilă. Această campanie este total nepotrivită și vă rog să înceteze aceasta, întrucât este o sfidare la adresa cetățeanului. Este o campanie nepotrivită și nu știu cum vă permiteți să ne jigniți în această manieră. Eu personal vă solicit să încetați această campanie. Dacă aveți cunoștință de ea, vă rog să ne dați răspunsuri, dacă nu, să comunicați mai departe. Avem cunoștință de ea, vom comunica mai departe și vă recomand, dacă vă considerați și considerați că este o problemă, să comunicați și dumneavoastră înscris acest lucru. Ședința a continuat cu discutarea și aprobarea altor 13 proiecte de hotărâre.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la trimestrul 4-2016, avizul Comisiei Economice. Discuții? Da, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține, împotrivă, unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, avizul Comisiei Economice. Vă mulțumesc, discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiectul următor, proiectul numărul 5, privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, activități autofinanțate. Avizul Comisiei Economice. Da, mulțumesc, discuții. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Avizul Comisiei Economice. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc, unanimitate. Următorul proiect, proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea planului lucrărilor și acțiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii numărul 416 pe 2001 pentru anul 2017. Avizul Comisiei Economice, avizul Comisiei Juridice, discuții. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind suplimentarea statului de funcții pentru personalul nedidactic la Liceul Teoretic Carol I Fetești. Avizul Comisiei Economice. Avizul Comisiei Juridice. Da, mulțumesc, discuții. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Consilierii municipiului Fetești se vor reîntâlni într-o nouă ședință ordinară în luna ianuarie a anului 2017.